Știe ce moment este de neprețuit. Bună ziua! Ați vrut voi să intre altcineva, așa? Dar am venit eu. Eu nu știu dacă ne-ați așteptat, dacă ați așteptat acum seara o surpriză. Așa. Bucuroși de oaspeți! Nu v-am stricat sărbătoarea. Nu? Eu cred și sper din contra să o facem mai frumoasă, mai cu emoție, mai cu zâmbete, pentru că venim cu gânduri bune la voi. Așa, o mangeată zile de astăzi, presupun că sunteți dumneavoastră vinovată, că nu v-ați culat în picioare și de data v-a dat ochii în emoții și în lacrimi. Așa, pentru toată lumea care este aici, să știți că eu mă numesc Elena și sunt curierul online florăriiemoții.media. Venim cu colegul de la Chișinău, special pentru dumneavoastră și pentru toată lumea care s-a grămădit în jurul acestei mese frumoase, să vă, din stimă și respect față de dumneavoastră, să vă felicite cu toată inima și cu tot sufletul și cred că cu toții astăzi vă urează una dintre cele mai frumoase gânduri și frumoase fraze la mulți ani. Îi dăm aplauze, o susținem! Doamna Valentina, eu sunt absolut sigură că toți acești oameni frumoși la chip, dar și la suflet, i-ați introdus cumva în lista dumneavoastră din sufletial, ca să vină în această seară și în această zi frumoasă să vă susțină, să sărbătoriți împreună. Dar sunt absolut sigură că mai este o listă, una aparte, printre care acei oameni nu sunt aici în țară. Haideți să vă cuprind. Nu mă plângeți. Nu plângeți, că ei oricum sunt cu noi aici. Acum și aici. Important e să o primiți din plin și cu inima deschisă. Așa. Merge vorba de acea listă, de acei oameni care ei doar cu sufletul, din păcate, astăzi și cu gândul ajung în Republica Moldova, dar fizic sunt acolo peste hotare. Și am fost rugați să vă punem întrebarea aceea provocatoare, dacă vă dați seama din partea cui vine surpriza. Ce vă spune inima din partea cui este? Un onor. Care eu stimez și iubesc tare și piciorajul care nu sunt lângă mine de ani de zile, dar... Și care nu știu dacă e din coincidență sau nu, dar are același număr, nume, da, Valentina. Da, da, Valentina și tot Valachie. Să știți că aveți perfectă dreptate, v-a șoptit inima. Da, fiindcă tăi să fie cam pe lângă mine, numai ei nu-s. Așa, ei să știți că s-au gândit... Mulțumesc frumos! Din timp să vă facă surpriza asta frumoasă, au ținut tot din timp să venim cu flori la dumneavoastră în prim și în primul rând, de aceea în aplauzele oaspeților, eu vă mânc. Îmi pare bine că am ajuns în anii ăștia și se vede că nu-n zadar. Așa. Am trecut atâția ani și nu-n zadar, se vede toată munca, tot respectul, toată iubirea lor acum vine peste ani și ani. Eu sper să nu fie doar astăzi așa, dar să fie în fiecare zi și de acum încolo. Așa. Așa. M-am așteptat, eu ne-am așa, ne-am felicitat, ne-am dar... Eu vreau să vă liniștiți. Așa. Este copiii mei care eu la inimă și la suflet zi și noapte și nepoții. Ia să-mi spuneți, a știu cineva că venim noi în această seară aici? Cu Scra Maria, știu. În afară de ei doi, da. Cu Scra Maria, știu, suta de frăție. Eu am sunat pe domnul Pietru și a răspuns cu Scra. Da. Și eu zic, mă scuzați, dar poți vorbesc, domnul Pietru? Ei, dar noi știm de surpriză, eu sunt soțelă. Ai, e bine. Așa, dacă îmi permiteți, eu merg mai departe cu cadourile și vreau să vă întreb. Aș fi vrut, sincer. La masa asta pe care o văd doldura cu bucate bune și gustoase, la sigur aveți și o tortă frumoasă. Aveți. Noi venim cu încuna, deoarece dulciurile niciodată nu au fost în plus. Aici este o tortă special pentru dumneavoastră, una personalizată pentru omagiata voastră de astăzi. Și dacă îmi permiteți, eu am să o deschid. Noi am adus-o în siguranță. Dați-mi vă rog frumos repijorul meu aici. Da, eu am să o ridic, dar mi-a să o luați cutia, vă rog. Mulțumesc. Eu parcă o țin. Tadam! Așa arată torta voastră de astăzi, care o să o degustați și mai ales
pentru omageata zilei, cu o inscripție foarte frumoasă pe ea. La mulți ani, scumpa noastră bunică! Îi dăm aplauze și acolo la cameră! O tortă foarte frumoasă pe exterior, dar la sigur de delicioasă pe interior. Dar după... nici nu le-o dau cu mine. O să-ți da. Așa când să fie doar de deja smolul la dați-ne cutia că noi o luăm înapoi la Chișinău. Vă place? Nu am cuvinte. E un 16, 26, cât aici? 36, așa? Un 36 în jumătate. Așa, ca la oamenii gospodari. Va aparține. Este destul de grea. De ce ea? Da, o punem mai bine jos. Aștia sunt copiii mei, care eu iubesc și estimez și numai că asta e depărtare. Dacă îmi permiteți, dumneavoastră și toată lumea asta frumoasă care vă înconjoară, pe final de surpriză, aici, în pliculețul ăsta, se ascund și niște cuvinte enorm de frumoase și care eu sunt absolut sigură că o să vă străpungă inima în lung, dar și în lat. Și dacă îmi permiteți, facem maxim în liniște, ca eu să o pot citi în așa fel încât cu toții să o auziți și să primiți plăcere de la aceste cuvinte, pentru că chiar sunt scrise din toată inima și cu tot sufletul. Ia uitați-vă ce lung este. Așa că un pic de răbdare. Deci mesajul de felicitare sună în felul următor. Scumpa noastră mămică și bunică, au trecut anii peste tine ca gândul, iar tu oricum rămâi cea mai iubită, cea mai frumoasă și cea cu sufletul mare. Inima ta a strâns de-a lungul anilor multe lacrimi care ți-au curs pe față și obraj, iar de cele mai multe ori nimeni nu le-a văzut, nu le-a șters. Ai fost doar tu cu tine și gândurile tale. Durere care ai simțit-o când nu ți-a fost nimeni alături în cele mai grele momente din viață. Așteptări pentru care întotdeauna munceai și zi și noapte, doar ca noi să le avem pe toate. Muncă continuă până în ziua de azi, ca să fii mândră de tine că ești anume acea mamă pe care noi ne-am dorit-o. Mămică, bunică, lasă grijile la o parte azi și nu doar. Vrem să-ți spunem că le ai pe toate și că le-ai reușit. Pe toate le-ai făcut cum numai tu ai știut mai bine. Ai fost și ești cel mai frumos exemplu de femeie, de mamă perfectă și bună. Azi ne închinăm în fața ta și îți mulțumim pentru viața ta pe care ne-ai educat-o nouă și pe care în continuare o petreci cu noi, necătând că suntem atât de departe. Noi te iubim mult și îți dorim sănătate multă, să-ți găsești pacea și liniștea în tot ceea ce faci, iar tot ce-ți propui ca scop să se realizeze. La mulți ani, scumpa noastră! Cu dragoste, fiul Alexandru, Nora Valentina și nepoții ce te-au întregit nespus de mult timp de o lună, Ciprian, Evelina și Nolan. Nu era cum să nu plângeți, nu? Multe emoții. Eu cred că toată lumea a plâns, mamă. Cu mare drag. Și la mama, la mortă, plăzată de la mulți ani frumos și din partea noastră. Eu vă doresc tot nadinsul, cu tot sufletul și cu toată inima mea. Pentru că dacă ar fi să plângeți, să plângeți numai din emoție curată, da, și de bucurie, pentru că ca părinți, tot ce avem mai sfânt și mai bun sunt copiii și mai ales atunci când ne dau noutăți între cele mai bune, când noi peste ani și ani ajungem să ne mândrim cu ei. Așa este? Corect. Ați ajuns corect în momentul ăsta și acum o primiți doar asta roadele. Asta e roada mea de ani de zile. Eu sper corect că v-ați liniștit. Da. Că ați luat doza bună de emoție și energie frumoasă. Și prin intermediul nostru le transmiteți acolo la cameră un salut, un te iubesc, un mulțumesc pentru surpriză, că îi așteptăm acasă cât de curând posibil.
să-și ia revanșa cu așa o masă frumoasă. Băieții, dar mai mereu câte masă plină. <T-au zis? laughs> Scumpii mei copii, vă mulțumesc frumos din suflet. Anișoara mea. Mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască. Foarte frumos și foarte frumos oamenii ăștia să vă împoșoară. Vă mulți ani! Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md